Slavă Ucraina! Не може розпочинати нашу розмову інакше, ніж цим Слава Україна. Sunt aici ca să transmit fraților, prietenilor și vecinilor noștri din Ucraina întreagă și din zona Cernăuți un salut și o încurajare că suntem alături de dumneavoastră. Iar tot și-o predată vam, și-o predată nașim bratam, nașim druzeam, один меседж про нашу підтримку. Același mesaj îl am din partea Guvernului României și a domnului prim-ministru. Слова підтримки передаються і прем'єр-міністру України. De îmbărbătare și de încurajare și de apreciere pentru eroismul poporului ucrainean care luptă pentru libertate. Ce slova pitrinte, a dat tot și ce slova vdeacinte. Vdeacinte o fiindcă eroii Ucraina vor izgara dar fiind în nașul pobor. Suntem triști. Ne uităm la televizor și o lume întreagă este foarte tristă de ce se întâmplă în țara noastră. N-am simt sumno. Vă vedem pe televizor, eu n-am simt sumno, inexistă, n-am absolut. Am venit astăzi la Cernăuți, pentru că noi avem legături vechi, parteneriate vechi, județul Suceava cu regiunea Cernăuți. Mă țara de Cernăuți, cu fiți un altă davni, drujni, stătunitiv, daienă, nici nu cea simpolită, mi și mulțumesc domnului guvernator Osaciuc pentru implicare și colaborare. Îi mulțumesc doamnei consul general al României aici la Cernăuți, care este alături de noi pentru efortul uriaș pe care îl face. Am vrut să văd la fața locului de ce aveți nevoie. De-aia am venit la dumneavoastră, pentru că de zile întregi și noi suntem în graniță. Suntem alături de dumneavoastră cu ajutoare umanitare. Și trebuie să transmit poporului ucrainean că prin frontiera de la Siret au trecut până la ora asta de când a început războiul 47.000 de oameni. Din care cetățenii ucraineni 30.000. Trebuie să știți că oamenii sunt bine, să nu fiți îngrijorați. I-am preluat, sunt cazați în România sau unii au plecat mai departe. S-au mobilizat autoritățile statului, societatea civilă. Місцева влада, люди, всі мобілізувалися для того, щоб підтримати українські. Am văzut foarte mulți copii și avem grijă de ei pentru că afară e frig. Там дуже багато дітей, ми про них дбаємо, оскільки на дворі холодно. Avem microbuze și autocare care iau imediat și transportă acolo unde doresc. Є busi și autobuse, які забезпечують транспорт людей до тих. Le transmit celor de aici să fie liniștiți că frații și familiile lor sunt în regulă în România. Sunt primari în graniță care iau cu microbuzele la ei acasă, în satele lor. Sunt așteptați cu o masă caldă. Pentru că e frig. Și cel mai important, grija pentru copilași și mame. Ne-am concentrat mult pe asta. Eu mă întorc și rămânem în frontieră. Pregătiți 24 de ore să rămânem în contact, să vă ajutăm. N-aș vrea să vorbesc mai mult, că nu e, nu e vremea vorbelor. Avem treabă să vă ajutăm. Mulțumesc.